Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Life. Ne apropiem de ultima și cea mai aspră perioadă a postului Sfintelor Paști. Vorbim astăzi despre Săptămâna Mare și despre semnificația fiecarei zile în parte din Săptămâna Pătimirilor. Alături de mine, ca în fiecare joi, se află Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași. Sărut mâna, bine ați revenit la noi! Cu respect la cei ce ne urmăresc și au răbdare să ne urmărească, post binecuvântat, denii frumoase, slujbe frumoase, momente solemne din viața Mântuitorului Iisus Hristos, care au adus lumii lumina și au deschis porțile raiului și au închis păcatul și moartea în străfundurile iadului. Ce semnifică practic intrarea Domnului în Ierusalim și de ce se numește Săptămâna Mare, Săptămâna Pătimirilor? Păi, propriu zis, după rânduiala tipiconală, postul are 40 de zile, 7 săptămâni, 6 săptămâni, 6 ori 7, 42. Dar Săptămâna Patimilor, pentru că atunci, la vremea respectivă, la anul 33, când Hristos a fost răstignit, evenimentele s-au succedat atât de rapid și atât de tumultuos, deci evreii erau sub Imperiul Roman, erau sub asuprire, plăteau taxe, aveau nevoie de liniște. Problema Iisus era una foarte acută, pentru că era o mișcare întreagă în popor și atunci au fost nevoiți să facă totul cât mai mușamalizat, cât mai rapid. De aceea, intrarea Domnului în Ierusalim, de fapt, este și sentința condamnării Lui la moarte. Lucrul acesta se petrece legat de câteva evenimente. Ne aducem aminte când Capernaum învie pe fica lui Iair, scoală-ți, zic ție, fetiță, nu intră mai mult, că nu ne interesează. Apoi vine pe drum spre Nain, când cobora din Tabor altă dată, și găsește un tânăr într-un sicriu și îi spune: tinere, zic ție, scoală-te, și spune, l-a dat sănătos și întreg mamei sale și luându-l de mână, hai, zic ție, scoală-te. Și tânărul a vorbit. De ce putea să povestească decât ce a văzut în lumea de dincolo? Și de data aceasta Iisus Hristos, în timp ce venea, el era deja în Galileea. Și ucenicii îi spun: de ce te duci în Ierusalim dacă știi că caută să te prindă și să te omoare? Și Iisus repetă pentru a doua oară. Duminică cei care au fost la biserică au auzit, când a fost cu frații lui Zevedei, care vrea unul de a stânga și de a dreapta: Fiul omului se va sui în Ierusalim, va fi prins, va fi dat în mâinile cărturarilor și fariseilor, care îl vor osândi, îl vor condamna, îl vor da la moarte, dar a treia zi va învia. Și ucenicii tăceau că nu înțelegeau nimic. Unde era bulversarea? Păi, dacă ăsta avea să ne izbăvească pe noi, dacă ăsta este liderul nostru, dacă el va salva Israelul, dacă el ne va salva din mâinile romanilor, dacă el ne va da libertatea și vom fi un stat ca pe vremea lui David, independent și liber, păi dacă el moare, cine mai face asta? Și când s-au izbit a doua oară de același lucru, Iisus a spus, trebuie să împlinească cele scrise. Și Toma, foarte categoric, a spus, să mergem să murim și noi cu el. Și s-au pornit în drum spre Betania. Dar când mergeau spre Betania, cineva vine și spune: prietenul nostru Lazar a murit. Și Iisus a spus așa: n-a murit, doarme. De ce? Pentru că el era cel care avea să transforme moartea în somn și întâlnire cu Hristos. Ce ne spune Pavel în epistole? Nu vă întristați ca cei ce n-au nădejde, moartea este somn și întâlnire cu Hristos. Bun. Nu jeliți pe morții voștri păgânești. Dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Asta vorbim acum după înviere. Dar în momentul ăla el a spus, acesta n-a murit, ci doarme. Și apostolii au zis, hai, dacă doarme înseamnă că se reface și revine. Orice bolnav care bea sau mănâncă sau se odihnește, înseamnă că este spre refacere. Pe drum când mergeau și ajung aproape de Betania, iese prima soră înainte, Marta sau Maria, una din cele două, și spune așa: Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, Lazar n-ar fi murit. Și Iisus îi spune, dacă vei crede, el va fi viu. Și merge în continuare, ce era la casa lui Lazar? Duium de evrei, de iudei adunați să-și plângă, cum spunem noi, priveghi la țară. Să jelească pe tânărul Lazar, care a murit, pentru că nu era exagerat din vârstă, avea undeva până în 40 de ani. Și să le consoleze pe surori de pierderea fratelui lor. În religia mozaică este un obicei scurt. Ai murit astăzi, până la sfințitul soarelui, tu ai mormântul din timp pregătit. Noi
pe pământ de obicei cât trăim, pregătim garajul, mașina scumpă, vila, vila de la munte, piscina, orice, ei nu. Prima dată, foarte atenți, evreii își pregătesc mormântul. Să aibă locul de îngropare. E o taină să te poți întâlni cu Dumnezeu la judecată. Pentru ei asta e o lege. Înțeles. Da, și în clipa aceea, vine cea de-a doua soră și iese înaintea lui Hristos și plânge. Doamne, fratele meu a murit. N-a murit. Lazar este viu, dacă vei crede. Și ea spune, Doamne, să nu e, ca o femeie simplă, să nu exagerăm, păi dar are 4 zile de când e mor, deja miroase, adică ce se întâmplă? În Ierusalim, nefiind groapă ca în zona noastră europeană, să pui mortul la 2 metri, ca țărâna să stupe mirosul și să absoarbă toată descompunerea firească a trupului, acolo se face următorul lucru. Se iau bandaje mari, fâșii de in, se îmbălsămează în mir de nard. De unde este adus obiceiul? Poate toată lumea să miră și spune, băi, de ce fac evrei asta? Obiceiul este pur egiptean. Ei au stat 450 de ani în Egipt și au văzut cum se puneau mumiile care le găsim noi astăzi când mergem la piramide, prin muzee. Deci de acolo se păstrează această taină, ca corpul să nu producă microbi. De ce? Este îngropat mortul la suprafață. Mormântul poate fi săpat în piatră, are placă, se face rapid pastă de pământ cu nisip și cu ceva, nu adeziv cum sunt acum CME-urile, ci tot pe bază de țandurin, rocă vulcanică, rocă măcinată ca un ciment manual făcut prin presare și cleiul acela se unge roată placa să nu iasă nimic din miros, iar nardul acela camuflează o parte din mirosul cadaveric cu care se descompune trupul până se usucă și organele încet se liniștesc. Vedeți, dacă găsești un cadavru de orice animal și s-a uscat, nu mai miroase. Dacă dai piciorul în el și îl stârnești, miroase. Ei, așa se întâmplă și cu trupul omului. La început, până apare descompunerea, putrefacția, până se dezvoltă nebunia de bacterii, îl scoate un miros urât, am mirosit, era să-și mor odată la o mormântare, nici nu mai am evlavila. Pur și simplu mi s-a făcut rău, dacă n-ajungeam la fântână să beau apă, cred că rămâneam eu acolo lângă bietul Dumitru, Dumnezeu să-l ierte. Atât de tare mirosea, eu personal n-am putut mirosi mirosul ăsta, dacă așa miroase iad, e groaznic dacă ajunge acolo. Era vara, omul fusese sănătos, a căzut din picioare așa brusc și preoții au pus pum de tămâie, dar vinea mirosul ăla de carne stricată, Doamne, parcă era exact... Dar de ce așa? Nu știu, așa s-a descompus, era probabil un om sănătos, robust, era cald, era mijlocul verii și vă dați seama. Ei, și atunci Iisus spune, lasă martul. Să mergem la mormânt și să duc în dreptul mormântului. Astăzi se poate vizita acea grotă frumoasă. Și Hristos spune așa, Lazare, vino afară. A pus să dea piatra de la mormânt la o parte, era firesc ca să o desprindă. Și Lazar iese tot încălcit în fâșiile alea cu care era îmbălsămat. Și a spus, dezlegați-l, adică dați-i drumul la fâșii. Și a apărut întreg și nevătămat. Ei, acesta a fost răsunetul de vârf a tuturor minunilor pe care le-a făcut Iisus. N-au mai contat vindecările. De ce? Că poate să spună că era un trucaj. Doar și în ziua de astăzi putem spune lucrul ăsta. Ce-mi poți tu comenta? Că a fost ăla la citir și s-a făcut sănătos. Și unui medic adeseori când îi spui. Sunt medici, că eu am băbuțele astea ale noastre care vin și spun. M-am dus la doctor și m-a întrebat cu ce mă tratez și am spus că merg la maslu. Bunic, astea sunt pentru mata, pentru noi, pentru știință, e altceva. Capacitatea lui de specialist, evident că răspunsul e unul corect. Dar trebuie să înțeleagă, să îmbine harul cu darul. Medicina cu darul ei și cu lucrarea ei și harul Dumnezeu cu puterea și cu vindecarea lui. Și putem contesta, dar când? Așa să și răsuna. Deci Betania e din coace de dealul Elionului. Când te-ai suit sus la explanadă, de unde se vede Ierusalimul, de pe Valea Mormintilor sus, ei spune dealul Elionului, la biserica rusească aia cu clopoțița înaltă, dacă ați fost în Ierusalim. Da, da, da. Așa este un loc de unde se vede toată explanada Ierusalimului și pe aia e biserica Lacrimi în vale, să coboară așa pe niște scări anume făcute. În dosul dealului este Betania. Iisus a trimis deja după măgăruș, la Betfaghe, să ducă măgărușul. Și a încălecat pe acel mânz de asină să arate simbolul supunerii lumii sub mâna lui Dumnezeu. De ce? Se știe că puiul de măgăruș nu se lasă de nimeni. Încălecat până nu-i învățat de mic, e cel mai îndărătnic animal. Acesta stătea cu minte și blând. De ce? Că sub el stătea creatorul lui.
În momentul când a intrat prin Poarta de Aur, care astăzi este închisă, tot poporul aclama și deja ajunsese vestea în Ierusalim. Cine a mai văzut un om să învieze alt om din morți? Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un lume Domnului, și îi puneau hainele pe cale. Și totuși Iisus era trist, pentru că el știa că merge spre îngropare, ca acel popor, uite, cum să vă fac să înțelegeți mai simplu, hai să luăm două elemente. Noi astăzi avem, să spunem, cel mai bun edil al orașului și toată lumea spune că îl votează sau e de acord cu el și se trezește în ziua votului că nu l-a votat nimeni. Așa s-a trezit Iisus, după atâtea minuni făcute și după atâtea binefaceri și vindecări și tămăduiri și izgoniri de demoni, același popor manipulabil de masele de manevră, aceasta e o chestiune universală, spune că cea mai veche tehnică de manipulare din lume nu e, cum spun ăștia, că e Mossadul, că e GBU, vrăjel de 2 lei. Cea mai perfidă tehnică de manipulare au avut-o popoarele asiatice. Este acel Lao Tzu sau nu știu cum, Tzun Tzu, nu știu numele lor chinezești, care dă arta războiului, pe care noi o vedem astăzi atât de bine expusă în lumea modernă. Denigrați conducătorii, puneți în funcții oameni incapabili, faceți-i să se corupă, faceți-i să greșească, destabilizați-i, faceți-i să se bârfească între ei, să se mintă, să nu aibă încredere, dezbinați-le, zdruncinați-le încrederea, distrugeți-le sentimentul de patriotism, naționalist, cultură. Sunt regulile de luptă acestui mare chinez, acestui general. Și ele sunt valabile până în ziua de astăzi. Deci atât de tehnică, nu psihologie, spun ăștia că parapsihologii, că sateliți, că psihotronice, povești nemuritoare. Sunt substanțe atunci când ești testat și ești băgat în pușcării sau ești interogat să-ți să dea tot felul de substanțe, tu să halucinezi, să începi să îți imaginezi, să spui ce ai făcut, ce ai gândit. Există așa ceva. Dar vorbim de manipularea maselor în sensul de dezinformare. Și dezinformarea a plecat din trei puncte. Poporul e credincios, da? Crede în Dumnezeu. Îi de ajuns să-i spui poporului că ei religia ortodoxă și ei da foc. Îi de ajuns să-i spui poporului ortodox că cel care e în fața lui e Antihristul. Și îi de ajuns să-i spui poporului că acela vrea să le ia biserica, libertatea, credința, Dumnezeu, crucea și ei te omoară. Așa au profitat arhierei, s-a sfătuit Ana și Caiafa, când a văzut ce amploare are Iisus cu această înviere în fața poporului și a zis așa. Dacă noi nu-l pierdem pe omul acesta, pierde tot neamul. Și în clipa aceea i-au pus gând să-l prindă și să-l omoare. Iisus știa că era Dumnezeu. Și el intra în Ierusalim trist, că știa ce urmează, și era milă de popor. Noi găsim în rugăciunea Sfântul Maslu scris așa. I s-a făcut milă de popor și n-a suferit să-l vadă, chinuit de diavol și de neputințe. Dar de data aceasta se vedea că poporul, cum să vă spun, masa de manevră, masa generală, este masa care nu gândește, adică aici nu vorbim de analfabeți, nu vorbim de mediocri, nu vorbim de lume proastă, ci vorbim de lume dezinformată și dezinteresată. Ce ar interesa-o pe o băbuță de la țară? Constituția. Ce ar interesa-o pe o băbuță de la țară? Legile juridice. Ce ar interesa-o pe o băbuță de la țară? Ce fac politicienii? Ce ar interesa-o pe o băbuță de la țară? Ce se întâmplă în lume? Ea are bucățica ei de pământ, are domeniul ei cu actul ei de proprietate, are căluțul ei, grădina ei, fântâna ei, treaba ei. Pe ea nu interesează. Dacă îi spui că cineva s-a atinge de ea, imediat devine fervecent. Domnule, dar e munca mea. Deci, cam așa s-a lucrat în vremea lui Iisus și l-au scos ca pe un mare hulitor. Domnule, acesta hulește pe Dumnezeu. Acesta hulește legea noastră și a lui Moise. Acesta trebuie să piară. Și dacă în instigarea maselor a fost cineva care să strige răstihnește-l, 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 tot poporul striga într-un glas răstihnește-l, răstihnește-l, răstihnește-l. Spun gurile rele, acum eu nu mă pricep, ci că chiar și la 89 atunci la evenimentul Ceaușescu, tot așa când masele alea greșeala lui fundamentală, că i-a adunat acolo și le-a spus că le mai dă 10 lei, nu mi-amintesc că eram pe la mănăstire, ce vorbeau ziarele și ce vorbea presa de atunci, tot așa niște instigatori au strigat jos Ceaușescu, dar prin niște megafoane înregistrate și deodată tot poporul a năvălit și a început să nebunească și gata s-a declanșat haosul. Deci cam așa a fost și în vremea lui Iisus. Ei, toate aceste lucruri
au fost de-a lungul timpului culese din tradiție, de la Sfinții Apostoli, de la martorii oculare ai vremii și încet, încet s-a stabilit. Nu amănuntele, nu bârfele, nu, că astea nu folosesc. Uh-huh. Cotidianul, cancanul, astea merg în ton cu vremea. Azi a plouat, mâine s-a uscat, poi mâine a plouat, iar s-a uscat, așa, vorbe goale, vorbe goale, vorbe goale, vin și trec. În schimb, era vorba de ceea ce Iisus făcea în această săptămână a patimilor. Intră liniștit în florii, la Ierusalim, de fapt ce îi spune Floralia, deci este sărbătoarea florilor, este legată de o sărbătoare romană, ca să plieze mai bine. Noi spunem că duminică ar fi ziua tuturor persoanelor, fie că este masculin sau feminin, care poartă nume de flori, Narcisa, Narcis, Camelia, Florinel și așa mai departe. Și cinstim ca o onomastică, dar în schimb, de fapt și de drept, intrarea în Ierusalim este intrarea Domnului de bunăvoie spre patima sa. Luni va blestema un smochin să nu mai rodească niciodată. Ce răfuială avea el cu acest smochin? Dacă deschidem triodul, găsim scris. Adam, după ce a greșit în rai, s-a trezit consumerist în rai, cum ne ducem noi la Carrefour. Fără să întrebe de nimeni, rupea frunze de smochin și își făcea podoabă din frunze să acopere partea golătății trupești, pentru că a văzut că e bărbat și că e gol. Femeia la fel, că a văzut că e goală. Și mi s-a întrebat, dar de unde știți voi că sunteți goi? Chiar eu v-am făcut cu har, v-am făcut cu lumină. Femeia care mi-a dat-o șarpele, m-a îndemnat, ați mâncat din pom, n-au zis iartă-mă, ca să ierte, ce au început explicațiile, diplomația, cum spunem noi. Da. Facem și noi astăzi. Exact. Și atunci el s-a apropiat de smochin, l-a întrebat, a întins mâna în el după rod, n-avea rod, dar simbolul era altceva, s-a radică legea veche, n-a putut rodi mântuirea lumii celei noi. Prin om a venit că păcatul, prin Dumnezeu vine ridicarea, prin lemn a venit păcatul, căderea, prin lemn a venit ridicarea, dar nu orice fel de lemn, și lemnul cruce, care și el la rădăcina lui are treabă cu sămânța din rai, de acolo, din grădina raiului. Dar ce este interesant? Este interesant că apostolii s-au spăimântat când au venit a doua zi, smochinul era uscat. Uh-huh. Că așa a spus, tu să nu mai faci rod în veac. Deși noi avem o pildă în Evanghelie, că a venit stăpânul și a spus, trebuie să tai pomul ăsta, că n-a rodit. Și ce spune în Evanghelie? Că stăpânul a zis, să-l mai cruțăm anul ăsta, să-l săpăm, să-l udăm, să-l curățăm, poate la anul va face roade. Asta este vremea așteptării de la învierea lui Hristos până la parusie. Este ceea ce spunem noi în biserică, sfârșit creștinesc și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos să cerem. Adică să ne pregătim de sfârșitul vieții. Marți ne dă pilda fecioarelor înțelepte. Ce vrea să reprezinte aici? Vrea să arate că oamenii, deși sunt buni, sunt și nebuni. Cele două evanghelii, cea veche și cea nouă, tâlcuiesc ebraicul în două feluri. Unii spun, cinci dintre fecioare erau înțelepte și cinci fără de minte. Adică le lipsea înțelepciunea, că creier avea un cap. În altă parte spune, cinci erau înțelepte și cinci nebune. Ce înseamnă nebunia necugetării? Adică de a crede că ești nemuritor. Adică, cum spune în Sfânta Scriptură și în Slujba Morților, ce-ar da omul schimb pentru sufletul său dacă lumea o câștigă și sufletul îl pierde? Și aici întreabă acum în Evanghelie, ce îi folosește omului să adune viața întreagă? Pentru că atunci când dobânim lumea în groapă, ne sărășluim. Deci o clipă și moartea pe toate le rămâne. I-a spus celui cu turnurile înalte și cu cirezile și cu girezile și cu hambarele, mă nebunule, noaptea asta e sufletul dat tine, ce le-a adunat, cui vor rămâne. Deci pregătirea pentru veșnicie, dar pregătirea pentru veșnicie cum se face? Cu venirea mirelui la miezul nopții, începând de luni seară, se cântă în biserica aceasta, cămara ta mântuitorilor văd împodobită și îmbrăcăminte nu am să intru întrânsa. Luminează-mi haina sufletului meu, dătătorile de lumină și mă mântuiește. Ne întoarcem tot la marți și ce găsim? Că cinci dintre fecioare și-au pus în candele un de lemn. Ce înseamnă un de lemnul? Faptele bune. Vedeți, noi când moare cineva avem grijă trei lucruri. Să aibă lumânarea aprinsă, dar e vorba de lumina sufletului. Dacă el mi-a murit la bufet și eu i-a prins lumânarea, adio. El a murit nespovedit și neîmpărțășit și eu i-a prins lumânarea, adio. Mm. El a murit ateu sau necredincios și eu i-a prins lumânarea, adio. Adică e un simbol, dar simbolul este altul. Ați văzut vreodată când a prins o lumânare ce se întâmplă? Flacăra e în sus și trupul lumânării în jos și îl pui în dreptul unui perete.
cât ține de lumânare avem umbră și de unde ține de lumină nu mai avem umbră. Cele sărate, cele două dimensiuni ale omului. Ce ține de trup în umbra păcatului, iar ce ține de la lumină în sus, e din natură dumnezească, fără de pate. În lumina cea pururea fiitoare s-a suit. Nu-l căutați pe cel viu cu cei morți, unde nu este umbră de schimbare. Asta e taina. Deci de-aia prindem noi lumânarea celui adormit. Să-i arătăm că a părăsit lumea materială și s-a urcat în cea spirituală. Dar dacă el n-are nicio treabă cu lumea spirituală, nici nu știe unde a ajuns. Mergem mai departe și găsim că fecioarele 5 la miezul nopții, când s-a făcut strigarea, și avem tot în post, acum am stămâna mare, se cântă în săptămâna aceasta a pătimirilor, spune așa, iată mirile vine miezul nopții, fericită sluga pe care o va afla privreghind, iar nevrednică pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi și afară de împărăție să nu te încui. Ce interesant! Așa s-a întâmplat cu fetele acestea. De aici vrea să ne arate nouă. Că nu-i de ajuns să nu curvești, nici diavolul nu curvește, nu-i de ajuns să postești, diavolul nu mănâncă, nu-i de ajuns să fii mare nevoitor, diavolul priveghează tot timpul. Dar în momentul în care ai fecioria minții de a trăi în trezvia lui Dumnezeu, aceea e fecioria totală, Maria Egiptean, ca măsura. Avem cele două Marii. Maria cea plină de har, care coboară pe Dumnezeu și îl face om prin smerenie. Dumnezeu prin smerenie îl face pe om din nou Dumnezeu, cum l-a făcut întâiași dată. Iar o femeie care este supusă tuturor patimilor, aceeași Marie, fiică a Evei celei noi și a Evei celei vechi, că vine pe linia strămoșească a poporului creat de Dumnezeu, om făcut după chipul și asemănare, ce face? Coboară în păcat până în adâncurile iadului, are întâlnirea cu Dumnezeu și nu oriunde, la Ierusalim, la crucea Domnului, deci iată jertfa crucii și învierii, și ajunge la desăvârșirea întâi stătătoare între fecioare, cu Ecaterina, cu Varvara, cu Tomaida, cu Eufimia, cu Irina și toate marile femei. De ce? Pelagia și mai sunt, nu mai știu, le știu toate fecioarele, care, Chiriachia, care ajung la măsura desăvârșirii. Trece Iordanul ca pe uscat și se ridică la rugăciuni, cum spunem noi în yoga, că levităm. A levita e altceva și a te ruga și a te ușura cu trupul, a te pneumatiza și a te putea ridica de la pământ, e cu totul altceva. E una să te ridice harul și darul lucrării mistice și e alta să faci tu teleghidușii de astea demonice care îți pot face, nu e ceva exagerat. Sunt oameni, uite, de exemplu, e o mare... Și la ora actuală e o controversă exagerată pe care biserica n-a reușit și nici nu știu că dacă vrea să o deslușească, că e în taina lui Dumnezeu asta. Părintele Nil Dorobanțu. Acu era aici, acolo era acolo. Se teleporta, cum spunea în cuvântul pământesc. Și au fost martori oameni care l-au văzut că mergea la 2 metri deasupra pământului ca și cum ar merge ca pe uscat într-o viteză, ca și cum ar pleca așa, ca și cum ar zbura o pasăre. Același lucru despre părintele Arsenie Boca, care iarăși a rămas o controversă. Cum să fii și la canal, la muncă, și în același timp în satul tău, la mormântarea mamei tale. Și iarăși la fel spune că se purta pe sus. Hai folosim termenul teleporta. Deci astea sunt taine dumnezeiești care nu le explică oamenii în cuvinte. Taina, dacă e taină, n-are cuvinte, e taină. Așa și aici. Ei, aceste fecioare care aveau acest un de lemn în candelă, l-așteptau pe Mir, erau în priveghere. La miezul nopții s-au auzit strigare, iată vine Mirile, și ele au intrat cu el la nuntă. Și ușa s-a închis. Când s-a făcut noaptea, fecioarele fără care nu aveau ulei, a spus, nu ne dați din uleiul vostru, păi nu ne ajunge nici nouă, nici vouă. Și facem, împărțim, aici vorbim, aș putea spune, ca un fel de ce numim noi la țară sau în lumea noastră modernă sau în lumea noastră autocreștină, să spun așa, merite prisosătoare, mă duc și mă rog la Sfânta Paraschiva că e sfântă să mă ajute, sfințește tu viața, că sfințenia ei aparține ei, ea doar te poate trezi, nu te poate mântui. Tu trebuie să-ți schimbi viața. Mă duc să mă rog la Sfântul Cutare, la Sfântul Cutare, la Sfântul Cutare, ca să-mi dea din harul lui, îți dă har să te trezești, nu să te mântuiești, tu trebuie să-ți faci fapte de mântuire, faptele Sfântului. Și a spus, nu ne ajunge nici nouă. Merge și vă cumpărați la cei ce vând. Ce înseamnă la cei ce vând? Faceți bine cât mai este timp. Dar de unii că deja era parusie. Și venind și ele au bătut la ușă. Deschide din nou, nu vă cunosc pe voi. E ceea ce spunem noi de-a stânga. Este confirmat în Luca.
Nu. Nu am scos noi diavolul în numele tău, n-am făcut noi minuni, n-am vindecat morți, n-am înviat. Cum spui că nu ne cunoști pe noi? Aceasta s-a făcut să nu se batjocorească numele lui Dumnezeu între neamuri. Pentru credința celor ce au crezut, nu a voastră care ați fost șarlatani, ca să folosim un termen concret. De aceea, profesorul nostru ăsta de la liturgică, Sava, care era un tip din ăsta așa puțin, hai să nu folosesc termenul flegmatic, dar țepos așa și sfichiitor, spunea: bă, când faci o minune, n-ai făcut-o tu, nu te mai lăudat tu, preotul, că ai făcut minunea. Dumnezeu a făcut-o, tu ai fost doar instrumentul, ești nimic. Credința celui din fața ta și harul lui Dumnezeu i-a făcut lui ăla minunea. Tu ai fost doar un martor să confirm că minunea s-a făcut. Și pe undeva chiar așa este, că ce ai putut tu să faci dacă nu făcea Dumnezeu? Cam așa se întâmplă și aici. Și trecem în miercuri. Miercuri se pun tainele și bazele vânzării lui Iisus. Iuda se desprinde de grup, ca cum spune orice împărăție care se dezbină în sine să pustiești. Fără să spună nimănui nimic, se duce pe ascuns la arherei. Adică ce își pregătea? Să spunem că se luptă PSD-ul, PNL-ul, da? Ia să mă dau și cu ăștia și cu ăștia să văd unde mi se bine. Cu ăștia sunt, mă prefacă cu ei, cu ăștia mă duc pe ascuns și îmi pregătesc intrarea. Și s-au dus la Sinedriu și a spus așa: cât voi vreți să vă dau, cât îmi dați ca să vi-l dau pe Iisus. Știu unde se ascunde, știu unde mănâncă, știu unde se roagă, știu unde stă, știu unde sunt ucenicii, vă duc direct la el. Și au stabilit să-i dea 30 de arginți. Și căutau de acum prilejul pregătit ca să-l prindă. Iisus ia, n-a scos o vorbă. Între timp se întâmplă și marea taină de la Simon Fariseu, de joi. Femeia aceea păcătoasă, eu am vorbit despre ea, poate la predică sau nu mai mi-amintesc unde, asta e marea taină care surprinde întreaga umanitate. Sunt trei idei aici. Una, că ar fi femeia păcătoasă care Iisus a izbăvit-o să nu fie omorâtă cu Petre, că ar fi una din surorile lui Lazar, că ar fi Maria Magdalena, nu se știe cine era. Important este și nu ne interesează mai mult decât atâta, decât ce scrie Evanghelistul Matei, și Teofila clămurește acest lucru, că femeia păcătoasă intră în casa lui Simon Fariseu, deci un grad oarecare, ca și cum a intra, să spunem, în casa unui consilier de comună sau unui consilier județean sau unui consilier de primărie mare a cetății. Și fariseul ăsta era și apărător de lege, și cunoscător de lege, și împlinitor de lege, și textier de lege, adică știa tot din lege, din Tora, din legea veche. Și Iisus sta de vorbă cu el despre pilde din Evanghelie, chiar vorbea ceva de o pildă a unui datornic, aici îl prinsese, pentru că știa ce urma să se întâmple. Și femeia sumasă plângea de zor pe picioarele lui Iisus, le săruta, le ștergea cu părul capului și deodată avem două consemnări. A scos un alabastru, așa o cutiuță, un fel de sticluță elegantă din cobalt, din ce era valoroasă, în care era câteva zeci sau sute de grame de mir de nard, ceva adus din țara îndepărtată pe unde se face el prin țările arabe sau indiene, nici nu știu unde sculege acest nard, oricum era cel mai prețuit element și balsam bine mirositor, prețuit în tot Ierusalimul și valora foarte mult, ca drept dovadă că Iuda și pune prețul. Acest mir se putea vinde cu 300 de dinari, o sumă colosală. Și se putea da săracilor. În prima variantă, luăm Evanghelia în scurt și nu oprim momentul. Spune așa: Iisus, pe săraci aveți pururea, cu voi pe mine nu mă aveți pururea. Ia a turnat acest mir spre îngroparea mea. Adică mai spune încă o dată de patim. Toată lumea stă nepăsătă. Ce îngropare, că el e viu, face minunii Dumnezeu. Poate să apară, poate să dispară. Adică nu era o problemă. Dar Iisus arată că umanitatea are nevoie de smerenie și de lacrimi. Ce-i plânsul acelei femei păcătoase pe picioarele lui Iisus? Este plânsul care ar fi trebuit să-l aibă Eva în momentul când a auzit în răcoarea serii pașii lui Dumnezeu prin grădina Raiului. Să cadă la picioare, să plângă: am greșit, Tată Ceresc sau Dumnezeul meu, să-i șteargă picioarele cu lacrimi și să le ungă cu smerenie. Aici era vorba de mirul de nard. Și fariseul spune în sinea lui: dacă ăsta se crede și sfânt și învățător și făcător de minuni și văzător, nu știe că asta e o destrăbălată, e o curvă, pentru cum îmi permite să atingă de picioarele lui.
Și aici Iisus face legătura între măsura păcatului, și aici pentru noi duhovnicii cea mai bună, zic eu, și preoții. Poate câteodată discredităm femeia cu o căruță de păcate, cu o căruță de bărbați, cu o căruță de avort, nu-i treaba noastră. Dacă Dumnezeu avea de-o pedepsit, o omora ea de la primul, la 10, la 20, la 30, la 40, e treaba lui. Iisus nu vrea moartea păcătosului să se întoarcă, să fie viu. Și atunci îi dă omului timp de pocăință și Iisus spune, mult a greșit, mult i s-a iertat, dar mult iubește. De ce? Că celui păcătos, dacă îi spui că e păcătos, crede și se pocăiește. Celui mândru, dacă îi spui că e păcătos, nu o să poate zbiri. El știe că e perfect. Și a spus, fapta ei va rămâne în veacul veacului. Și iată că în istoria umanității avem o femeie care l-a purtat în pântece, Fecioara Maria, și l-a alăptat la sânul ei. Fericit pânceștea purtați și sânii la care ai săut. Avem o persoană de gen pământesc care i-a pus mâna în creștet și l-a botezat. Eu am botezătorul unicu. Iată mi-a Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și avem o femeie care a putut spăla picioarele Dumnezeirii în mod vădit, firesc. A pus mâna pe picioarele Dumnezeu, le-a atins, le-a șters și le-a uns cu mir. Și a spus, aceasta se va pomeni în veacul veacului. Și în fiecare joi bar de 2000 de ani, femeia asta care era o anonimă, sau, poftim, destrăbălată a cetății, a rămas femeia care a fost iertată. Iertate sunt păcatele tale, mare este credința ta, mult a greșit și mult i s-a iertat și mult iubește. Și asta i-a făcut praf pe toți, nimeni n-a înțeles lucrul ăsta. Și la fariseu i-a spus, am intrat în casa ta, ești om mare, nici apă pe picioare nu mi-ai dat după regula legii, nici cu un de lemn nu m-ai uns, ea toate mi le-a făcut. Și fariseu s-a smerit pe sine, în interior nu i-a convenit. Deja în joi mari, la următoarea denie, când noi spunem că sunt cele 12 evanghelii, hai să simplific frumos, pentru că aici ar trebui să ne oprim enorm de mult. Nu știu cât ar permite timpul să nu întrerupem. Suntem în grafic. Da. Nu, mai avem jumătate de oră. Deci mă pot expune în ideea asta. Aici vorbim de acum de toată începerea mărșăviei pământești, de fapt, a vremii de atunci și a corupției din momentul respectiv. Să punem măsura iudeo-romană. Și aici mă voi justifica ca întotdeauna spre o chestie. E pur punctul meu de vedere, nu-i teologic. Noi nu-i mai putem judeca pe evreii de astăzi pentru greșeala părinților lor, care la rândul lor au omorât toți, și proroci, și profeți, și drepți. Ce le spune Iisus? Ați omorât pe prorocii voștri, le-ați zidit mormintele, plângeți la mormintele lor, da, dar voi sunteți goi pe dinăuntru și plini de putoarea păcatului. Nici n-atingeți litera legii cu degetul, dar sarcinile le puniți altora. Adică ea a făcut de comandă, cum se spune. Farisei fățarnici, în tot felul le-a spus. Strecurați în țarul și înghițiți cămila, țineți cheia împărăției cerului, nici voi nu intrați, nici pe alții nu lăsați. O, e o întreagă, i-a făcut Matei, totdeauna când citesc capitolul ăsta, Doamne, zic, ce pilaf, ce ascuțime de minte lui Iisus, în câteva vorbe, să desfințeze identitatea falsă dintr-un om care părea perfect. Voi care vă smoliți fețele, voi care vă rugați prin fețe, voi care vă lungiți stafilactile să vă laude lumea, voi care postiți la vedere, voi care stați în capul meselor, voi care mâncați casele, văd voi, voi care dați zeciuială, voi care păstrați ale legii, voi care vă spălați pe mâini când mâncați, dar nu vedeți partea dinăuntru a paharului, numai partea din afara paharului, că înăuntru e plină de putoare. Mamă, este extraordinar capitolul ăsta. Deci Iisus avea un năduf. Și aici există o scrisoare a unui secretar lui Pilat, știți că în orice imperiu și în orice țară, lumea vorbește ca să nu adoarmă, noi trebuie să fim convinși de lucrul ăsta. Nu există o țară în care să nu existe serviciu secret, serviciu de informație, serviciu de supraveghere, serviciu de veghere. Și bineînțeles că și romanii aveau acest lucru. Și Pilat a spus, sunt guvernator în Ierusalim, ăsta e galilean, ar fi treaba lui Tiberiu, mi-a ajuns la ureche întâmplarea de la Cana Galileea cu vinul, nu știu, e adevărată, nu e adevărată, e o ficțiune, dar noi trebuie să fim cu ochii pe el. Te rog să-l însoțești tot timpul și să-l asculți ce-ți vorbește și îmi faci un referat din comportările lui. Îmi pare rău și din lene, doar de-aseară mi-am pregătit lucrul ăsta ca idee și am vrut să-mi scot textul pentru că este excepțional. Merita 5 minute să-l transpunem în cuvinte, dar am să-l postez, am să am grijă să fie postat. La pagină spune așa acest
sifon al lui Pilat, acest steluț albastră. Este un om impresionant de smerit. Are o privire curată, pătrunzătoare și demnă. Are niște ochi cu care dacă te privește, te înfiori. Nu în sens rău, ci în sensul că îți simți ori slăbiciunea, ori conștiința apăsată. Vorbește atât de drept poporului și poporul ascultă cu atâta plăcere, dar nu lovește în ai săi, ci numai le arată slăbiciunile fără să-i numească, fără să dea nume, fără să-i deranjeze. Și într-adevăr, am studiat aceste nedreptăți și știm că se fac în legea lor și între oamenii lor și în structura lor și în genul lor de a fi și în felul lor de a trăi. Dar pe noi asta nu ne interesează. Ține de religie, de religia lor. Noi nu judecăm aceasta. Ne interesează doar liniștea, ne interesează să nu fie răscoale, ne interesează să-și plătească tributul, adică dajdea ce trebuie dat cezarului, și aici au vrut să-l prindă pe Iisus, și Iisus a tăiat-o scurt. Ce bani aveți în mână? Și i-a arătat un dinar. A cui cap acolo? Cezarului. Păi dați cezarului cel cezarul și Dumnezeu cel Dumnezeu. Ce trebuia să-i dea Dumnezeu? Jertfă la templu. Asta era. Mielușelul, turturelul, porumbelul, vițelul, junicea, ce era de tăiat după păcat. Și zice, poporul crede în el cu tărie și într-adevăr, deși n-am văzut cu ochii mei și nu pot percepe cum să fac acestea, vedeți, lucrarea divină umană care nu deosebește pe Hristos când e om și când e Dumnezeu, calcedon, unite, neamestecate, neîmpărțite și nedespărțite, unii se vindecă așa cât ai privit cu ochii și se ridică de jos sănătoși. Nici nu știi dacă ar fi fost bolnavi. Oricum, este un om interesant. Și cred eu că ai lui n-o să-l suporte multă vreme. Aud murmurându-se lucruri grele despre el. Adică ei știau că va fi ucis. Dar el este delicat, este un diplomat, cum era și în special romanul. De ce? Pentru că era forma de guvernare în care nu se mai făceau metisări, schimbări. Deci duc oamenii din locul ăla în locul ăsta, adică cum a fost, să spunem, comunismul. A luat basarabenii și bucovinieni și a dus în Siberia sau prin Caucaz sau prin, i-a lăsat prin alte părți și a adus alte conlocuitoare populații. Nu. I-a lăsat cu religia lor, cu obiceiul lor, ei s-au instalat punctele, cum a spune, prefecturile, poliția, armata, gărzile, tot. Erau hrănite, poporul își dădea dajdea care avea deodată, erau numărați bine, erau impozitați bine, poporul își făcea treaba, își plătea tributurile să fie sănătoși, roage-se cum vor și facă ce vor. De aici se și poate înscena mizeria pe care vor să o facă, deși romanii ca popor și cu cel mai vechi drept juridic, pentru că de la ei începe dreptul roman, erau cinstiți în felul lor, deși erau păgâni. Atunci când Iisus va ajunge în fața lui Pilat, el de câteva ori spune, eu nu-i găsesc omul acesta vrăvină, după legea romană și după disciplina care era impusă în cetate. Și atunci au întors-o și au trecut pe cea bisericească, dar noi ne oprim la joi. Se urcă în Sion Hristos cu ucenicii, are loc cina de taină, unde de data aceasta întâlnim ceva ce nu s-a mai văzut. Hristos nu rămâne dator umanității. Dacă acea femeie a plâns pe picioarele lui și a vărsat lacrimi și le-a șters cu părul capului și a pus mir, de data aceasta el ca Dumnezeu arată lumii că până nu-și spală picioarele de păcatul strămoșesc. Aici aș spune un lucru, ceva foarte interesant. Este un dialog între Petru și Dumnezeu, că zice, nu, Doamne, pe mine nu mă speli, cum să faci una ca asta? Adică Petru se simte rușinat. Și zice, Petre, dacă eu nu-ți spăl picioarele, tu nu ai să ai parte de mine. Atunci spală-mi și capul, nu? Cine are picioarele curate, este curat cu totul. De ce? Cu picioarele te duci în căile păcatului, dar de ce le spăla picioarele? Să-i dea și lui Iuda de înțeles că a mers pe o cărare greșită, asemenea lui Adam în grădina raiului. Omule, vezi că ești pe o pistă greșită. N-a recunoscut nimic Iuda și a văzut de treabă liniștit. A stat la cină, aici se încinge taina istoriei, pentru că se creează, hai să punem într-o antiteză simplă. La Sinedriu, deja o ceată de ciomăgari din ăștia, de slugi, ostași cu făclii, garnizoană și gărzi din Igeseu templului, care era plătit către romani să le păzească acolo Sinedriu și cetatea și locul lor, se pregătesc deja să meargă în noaptea aceea, în joi noapte,
spre grădina Ghețimani să-l prindă. Aici Iisus ia ultima cină cu ei și spune cât de mult mi-a fost dor să mănânc cu voi acest Paște. Adică miel cu ierburea mare, în amintirea trecerii prin Marea Roșie, că câteodată românul nostru creștin nici nu știe de ce taie mielul. Luăm oară că e bună carnea, dar nu, că e un simbol al eliberării din păcat, a trecerii din Egipt în pământul făgăduinței, deci în pământul Țării Sfinte, pe partea opusă Mării Roșii, prin despicarea Mării Roșii. Și atunci îngerul a spus cine mănâncă mielul, să-l frigă, să-l pună cu ierburea mare, simbolul suferinței și a jertfei, cu sângele să ungă ușorii la ușă. Și când a venit noaptea Îngerul Domnului, unde era cu sânge, n-a ucis și n-a luat viața nimănui, iar unde nu era sânge, a luat pe întâiul născut. Și când s-a trezit faraon și a văzut ce nenorocire Egipt, i-a dat drumul că era și fiul urmașului, duceți-vă. Și i-a lăsat să treacă, după aia a vrut să-i omoare. Asta nu ne mai ține de subiect. Și ne întoarcem aici la cină. Iisus, personal, își încinge mijlocul, și Dumnezeu spală omenirii picioarele, ca să arate cât de mare este smerenia. Dacă Iisus n-ar fi spălat picioarele ucenicilor, n-ar fi fost niciodată apostol și Evanghelia n-ar fi avut niciodată cărări drepte. Biserica n-ar fi fost fără pată, fără prihană și neîntinată, așa cum este ea, cap al cărei este Hristos. Vedeți, noi avem mari apărători a Ortodoxiei, nu-i contest pe cei moderni de astăzi, cei de mult, când erau popoare păgâne, când erau tot felul de erezii, rătăciri, ăștia, arienii, pneumatomahii, eunomienii, monoteliții, monofiziții, iconoclaști, era altceva. Astăzi se bat cu dușmanul imaginar. Cine ține de Evanghelie și de Hristos și de învățătura Evangheliei, se mântuiește. Spune Apostolul Pavel, unitatea păcii, legătura păcii, unitatea Duhului în legătura păcii. Și tot prin Efeseni pe acolo scrie, cine te învață să te rupi de biserică, deja la lucrarea satanii, scurt, nu mai stăm la discuții. Hristos apără biserica și el a spus, turmă mică, nu te teme, porțile adunului, nu iubiresc biserica în veacul veacului. Iisus se oprește brusc după ce le spală picioarele și gustă ceva și ia pâinea, nu azima, repet, trei evanghelii sinoptice, o rupe cu mâinile sale sfinte și spune, luați mâncați, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi și pentru mulți pe iertarea păcatelor. Apoi binecuvintează paharul și spune, beți dintr-o acesta toți, acesta e sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Era al doilea pahar de vin, că unul băuse la Cana Galilei. Acum de data aceasta, era paharul mântuirii pe care îl prefăcuse cu mâinile sale și cu harul și cu puterea dumnezească în cinstitul său sânge. Aceasta s-o faceți într-o pomenirea mea, bez dintr-o acesta toți, îi sângele meu alege cei noi care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Interesant. Deci aici a început Sfânta Liturghie. Iar prima liturghie făcută de Hristos pe pământ după Sion, când a făcut cina de taină, a fost în Emaus, când a intrat în pâine și Luca, Cleopa s-au întors cu veselie la Ierusalim și au zis, am văzut pe Domnul. Deci numai în liturghie, nu oriunde. Altfel, ochilor erau ținut să-L cunoască și inima nu pricepea, dar n-ardea pentru noi, pentru dânsul. Deci nu L-am cunoscut. Păi nu L-ai cunoscut că nu ți s-a descoperit. Trebuie să cunoști taina liturghiei, să-L cunoști pe Dumnezeu. Cum spunem la sfârșitul liturghiei, cum a spus Luca și Cleopa, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi, nu numai lui Hristos. Nedespărțitei Sfintei Treimi. Cui îi spui? Trimite, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt și nu-L lua de la noi, ci numește celor ce ne rugăm ție, lui Tatăl. Peste cel cobor, peste această pâine și o fă cinstitul trupa Hristosului Tău. Deci, iată-L pe Fiul. Cine o face? Duhul Sfânt. Deci, toată treimea o cinstim. Și aici Iisus Hristos vede mizeria umanității care nu se poate spăla de săvârșit prin puterea Euharistiei. De ce? Toți apostolii au luat și au mâncat, numai Iuda a ținut împărtășania în gură și n-a crezut în ea. Dumnezeu îl vede că se vânzolește și folosește trei elemente crude. Unul din voi mă va vinde. A intrat murmur între apostolii. N-a dat un nume, doar în sensul să-i scape sufletul. Toți întrebau, eu, Mântuitorul meu, tu zici. Adică, cum? Conștiința voastră. Iuda tace din gură și la un moment dat întreabă el pe Iisus. Poate sunt eu acela?
Și Iisus zâmbește și spune, tu spui asta. Iarăși să foiești Iuda. Era ca cel prins în cercetare, numai trebuia să zică da și să se rupă de apostol. Dar știa la acel moment Iuda că îl va Dar cum vinde? Să nu știe dacă era Dumnezeu? Păi șoptește lui. Nu, Dumnezeu știe, dar Iuda... Iuda cum? Nu știa Iuda că îl va vinde? Știa? Păi dar luase cei 30 de argenți. Înțeles. Era făcut trucul de miercuri. Miercuri vinderea și vinerii răstignirea. Joi prinderea în grădina Ghețimanii. Și Iisus la un moment dat, ne spune Scriptura, că mai folosește două expresii. Aveți grijă, Satana a cerut sufletele voastre să le cearnă ca pe greu. Și apoi se adresează lui Iuda. Nu te mai chinui, fă mai repede ce ai de făcut. Știi, expresia este atât de dură a evanghelistului care a fost martor acolo. Și în clipa aceea, Satana a intrat în el. Auziți expresia, împărtășit? Și în clipa aceea, Satana a intrat în el. Iar Iuda, ieșind în noapte, a scuipat sfintele, avem fresca la Suceavița, o capodoperă, o minunăție, cum scuipă sfintele taine jos, să vede un mărgăritar cu strălucitor, cum își pierde coroana de apostol cu o valoa matea aureola, și se duce direct la Sinedriu, dați-mi hoardele, dați-mi gărzile, că mă duc să-l prind. Iisus își dă seama, și, pentru ca să împlinească Evanghelia, îi și ia pe ucenici și pleacă pe Valea Cedrului și în grădina măslinilor. Și are loc acea rugăciune de 3 ori, când apostolii adorm. Și Iisus cade în genunchi. Aici e momentul cel mai frumos din săptămâna patimilor. Cred că e cel mai amplu. Cred că aici ar trebui niște exegeți, cum e profesorul Tofană sau profesorul Mihoc de la Sibiu, care sunt mai așa în Noul Testament. Am citit și eu destule lucruri frumoase, dar poate n-am modul de interpretare sau n-am modul de expunere. Dând și în calitate de profesor, cred că ar sistematiza inegalabil această chestie. Iisus trăiește cele 3 momente pe care Tatăl îi le dă pentru salvarea lumii. Se duce întâi să se roage, dar de ce se roagă? Se simte părăsit. De cine? De toată lumea. Simte că locul lui nu mai este în lume și că lumea nu-l înțelege și că prezența lui în lume, nu, cum spune în Evanghelia lui Ioan, a venit la săi și nu l-au cunoscut, a venit într-o ale sale și nu l-a primit. Răstignește. Vom vedea imediat. Și îi lasă pe apostol și le spune, rugați-vă, privegheați, ăia doar bușteal. Adică nepăsarea lumii față de jertfa mântuirii. Și Iisus stă în fața Tatălui și se roagă cu lacrimi de sânge. De ce? Iisus trăiește cele 3 stări. Cea adamică, după cădere, când Adam se vede gol și nu mai știe unde este și aruncat dincolo de poarta raiului. Cea adamică când îl înfruntă pe Dumnezeu, femeia ce mi-ai dat-o, tu nu ești Dumnezeu perfect, tu ai făcut șarpele alea iurea, tu ai făcut femeia aia iurea. A doua lepădare adamică și cea de-a treia este starea când Iisus trebuie să ia toate păcatele lumii. Deci cum spunem noi în popor? Bă, nu-l omorâ că iei păcatele. E o vorbă populară. Vă l-a omorât pe cutare, i-a luat păcatele, l-a adus mucenic la cer. O fi și așa, noi nu știm. Dar Iisus, de data aceasta, avea păcatele întregii lume asupra lui, de la Adam și până la el. Cei de aproape mei departe au stat, adică apostolii propriu-zis l-au părăsit, nici n-au înțeles taina învierii, taina morții, taina jertfei. Au fugit în noapte. Singurul care a rămas pruncul Ioan Teologul, care era un copil de 18 ani și gol s-a dus în noapte, că i-a lăsat cămașa de pe el și a fugit. Apoi a venit cu mama la cruce. În schimb, ceva foarte interesant se petrece aici. Iisus rămâne atât de singur și îl ia spaimă. Unde să se întoarcă? La prietenii lui, la apostoli, ăștia dormeau. Bă, dormiți? Păi, na, iartă-ne, Doamne, știi? Cum spunem noi când greșim, iartă-ne, Doamne. Și în clipa aceea, el se întoarce din nou la rugăciune. Și iarăși plânge cu lacrimi de sânge acolo în genunchi la Ghețimanii, pentru păcatele lumii, dar de acum se simțea om. Deci nu mai era Dumnezeu. Se simțea că trebuie să moară, să ia toate păcatele și avea o stare atât de îngrozitoare pe care nu putea înțelege ca om. Deși el era Dumnezeu. Aici se luptau cele două firi, firea omenească și cea dumnezească, cu toate păcatele lumii în spate. Deci se simțea ca ultimul om, ca cel mai păcătos. Nu mai simțea harul Tatălui, nu mai simțea dragostea Tatălui, nu mai simțea iubirea Tatălui, nu mai simțea lucrarea Duhului Sfânt. Și iar se duce la apostol, că le-a frică. Și vine din nou la, băi, iar dormiți.
Iartă-ne, Doamne, toată lumea doarme, că doar și mâine, dacă e un cutremur și murim, dormim, și dacă mâine e un război, dormim, noi facem garagați așa pe media, dar în rest nu facem nimic, bem, mâncăm și ne numărăm paralele. Și mergem mai departe. A treia oară când se roagă, apare îngerul cu paharul morții. Este cel de-al treilea pahar, de fapt e cel de-al patrulea pahar, pentru că al treilea îl va avea pe cruce oțet cu fiere. Patru pahare a băut Iisus pe pământ și în clipa aceea este atât de cutremurat și spune așa, Tată, treacă de la mine paharul acesta. Dar în clipa aceea, pentru salvarea lumii, ca Dumnezeu spune, nu cum vreau eu, cum vrei tu, cum tu voiești să se facă voia ta. Nu s-a liniștit încă în clipa aceea, deci ca om. Încă stătea în frica aceea de părăsire de Dumnezeu. Așa vorbesc Sfinții Părinți în mistică. Găsim pe la Siloan, Atonituș, pe la Mari, Părinți Filocalici. Părăsirea de Dumnezeu. Când omul se simte, noi spunem, deznădăjduit. Dar nu ești deznădăjduit. Gol de Dumnezeu, ăsta e cuvântul. Nonsens. Parcă ai fi într-un abis, sau folosim noi un termen, parcă aș fi într-o menghină care mă strânge, dar nu o văd. Și Iisus se întoarce din nou la apostoli. Și în clipa aceea le spune, dormiți de acum cât vreți, că iată tâlharii și cei ce trebuie să mă prindă sunt în grădină. Și Iisus își intră în normalitate. Gata, trebuie să mor. Asta e voia Tatălui. Dar ca om. Dar ce se întâmplă? Cea mai mare taină și în care nimeni nu o pricepe, că Tatăl nu l-a părăsit în Ghețimani, numai l-a golit să vadă ce înseamnă omul fără Dumnezeu și fără Duh Sfânt, îndată când vin ăștia hoardele cad cu fața la pământ când îl văd pe Iisus. Și zice, voi ce căutați? Ce-ți veniți pe aici? Cu ciomege, cu săbii? Nu am fost cu voi toată ziua în templu ăștia, iar cad cu fața la pământ. Și iar îi întreabă, ce-i cu voi? Ce doriți? Ce-ați venit? Și la urmă îl vede pe Iuda. Hai mă, Iuda, fă mai curând ce ai de făcut, adică împlinește Evanghelia. Și în clipa aceea Iuda îl sărută pe față, îi spune învățătorule, ca să știe aia pe cine să prindă în noapte, că știi cum e cu făclia, nu vezi bine, poți să-l confunzi, dar dacă eu am spus că cel pe care îl voi săruta acela este, voi veniți și luați din prima. I-au pus funia de gât, ceilalți au fugit, Petru face un gest că scoate sabia și lovește pe unul din străjeri, îi sare urechea și Iisus, bagă sabia în teacă. Eu am spus să luați săbii la voi ca să ne asemănăm cu cei fără de lege, că așa spune Scriptura, nu s-o omorâți, cine scoate sabia de sabia. Și aici mai arată încă o dată că e Fiul lui Dumnezeu. Pune pe ureche și o pune rola la loc, așa cum n-a fost vreodată, îi repară urechea ca și cum n-a fost tăiată. Și ce au zis apostolii? N-au învățat nimic din asta. Nici măcar atunci. Nici măcar atunci. Da, nu numai ei, nici tâlharii, nici cei care l-au prins. Din contra. În clipa aceea îi spune lui Petru, Petre, stai liniștit, că dacă eu fac un singur semn, tatăl meu, cu 12 legiuni de îngeri, șterge tot într-o clipă. Adică nici nu mai rămâne Ierusalimul. Dar trebuie să împlinim Scripturile. Apostolii fug în noapte, și Iisus este legat cu funia de gât și dus la casa arhiereului pe Valea Cedrului, tocmai la biserica cu cocoș, se cheamă Biserica Galicantul, dacă vă aduceți aminte, dacă ați fost pe Ierusalim. Și este băgat acolo în beci în noaptea aceea, este judecat noaptea, nu ziua, să nu răzvrătească poporul bine credincios, că erau și oameni bine intenționați. Fac un proces din ăsta de hulă, că e fiul lui Dumnezeu, că e fiul lui Avram, că e fiul lui David, că dărâmă templu și în trei zile rezolvă toate mizeriile. Aici era mâna lui Ana și Caiafa, unul socrus era, cum ar fi la noi, un senator de asta care nu se mai termină de domnie de la Revoluție și până azi, care era tarturul partidului lor acolo, a arhiereilor, a Sinedriului. Și acum Ana era regele anului, era, cum spune, arhiereul anului, că ei făceau curândul, era Ioan, era Alexandru, era Ana, era Caiafa, era mulți arhierei, Iosif, Nicodim, sfetnicul de taină și mulți alții în Sinedriu. Iosif și cu Nicodim se retrage, îi spune, la noi la așa mărșăvie, nu, procesul se face ziua și se judecă de către romani, nu faceți voi proces. Nu că noi judecăm după legea noastră, uite, a hulit și a rupt cămașa să-i impresioneze, i-au tras palme lui Iisus. Și a văzut că nu merge cu vrăjeală, au spus așa, lasă că facem altceva, ne agățăm de împărat. E regele ideilor, s-a declarat rege în Ierusalim. Adică să aibă și ceva politic, că romanii imediat decapitau pentru așa ceva. Și bineînțeles că toată mascarada asta de toată noaptea mai este însoțită de un eveniment nedorit.
Pentru că Ioan și Iacov cărau pește de la Marea Galileea, deseori la casa arhiereilor, fiind pescari de elită și știau ce înseamnă peștele dulce și bun, veneau adeseori și slujnicii, recunoscându-i, le-a dat drumul în cetate și a intrat și Petru cu ei. O slujnică de acolo a spus, bă, tu după haine ești galilean, tu ești cu Iisus, să-l dea să-l ia și pe el la încins. Nu știu cine e omul ăsta. A doua oară vine alta, cum, dar eu nu te cunosc pe tine? Tu după haine, după porți să vedi că ești galilean. Nu am ce treabă cu omul ăsta. Și a treia oară când vine tot una de asta rea de gură, cum e femeia jandarm care știe totul, camera bio ce înregistrează orice mișcare, spune, și tu erai cu el. Dar un ciomăgar spune, da, era cu el în grădină, eu l-am văzut. Blestemat să fiu dacă cunosc pe omul acesta. Și în clipa aceea Iisus trecea legat cu mâinile la spate, cu hlamida, cu țepii pe cap, și s-a uitat, l-a privit pe Petru, a cântat cocoșul exact cum i-a prorocit Petre. Chiar spus, Doamne, eu măr cu tine până la moarte, stai niște, Petre, tu nu cunoști tainele învierii. Te vei lepăda de mine de trei ori înainte de a cânta cocoșul. Și spune că l-a obsedat pe Petru toată viața acest cântat de cocoș, că și-aducea aminte că s-a rept. Deci l-a iertat la Marea Galilei. În schimb, aici s-a văzut slăbiciunea omenească. Cele trei căderi a lui Petru sunt cele trei căderi a lui Adam din nou, ca să vadă lumea în umanitate că căderea este repetabilă. Și repunerea în arherie, acolo la mare, când îi spune, tu ești paște oile mele, paște mielușele mei, când îi spune Petru, Doamne, tu știi toate, tu știi cât te vezi, că asta e deja după înviere. Și Petru, Dumnezeu îi spune, pe această piatră voi zidi biserica și porțile mele iadului nu vor birui în veac. Și ție îți voi da cheia împărăției cerului, de aici, fiind îngropat la Roma cu Pavel, romano-catolicismul spune că Petru e primul arhiereu al Romei și el are cheile și ei sunt întâia etate, deși până la 1054 am fost aceeași biserică, astea sunt povești, nu ne băgăm noi să ne învrăjbim, Dumnezeu e unul, creștinătatea e una. Mergem mai departe. După lucrul acesta, dimineața, prima dată la pretoriu. Era și vinerea, trebuia să mănânce paștele, au forțat nota, au folosit momentul. Mâine paștele, noi trebuie să rezolvăm cu omul ăsta. Dar ce vină aveți? Păi uite, a zis că dărâmă templul, spune, nu sunt plauzibil, n-am găsit nicio vină. Deocamdată biciții își dați drumul. A, ești împotriva împăratului? A spus că e regele iudeilor. Ei, aici Pilat deja era în clenci cu ăsta, cum îl cheamă, cu împăratul, să mânca. Și a zis, amui momentul să-l trimit la Cezar să-și rezolve problema și o împăcare. Tot ei din Galileea să-l judece ăsta. Când l-au dus la asta, de la Pilat la Cezar, ăsta era foarte minunat, mirat. Vrea de mult să-l vadă, auzise despre el. Iisus n-a scos nicio vorbă și a zis, n-are stofă de împărat. Nu văd pe el semne de împărat. Nu văd pe el asemenea lucruri. Astea sunt blasfemii. Duceți-i lui Pilat să facă ce vrea, că nu îmi stricați mie liniștea. S-a întâmplat în Ierusalim, acolo să-și o rezolve. Dar în felul acesta Pilat și-a reglat un pic conturile, că el pentru o altă înainte răscoală făcută de Baraba, i-a spus Cezarul, eu cred că am să te schimb pe tine. Că tu îmi creezi probleme, nu ești un proconsul cum trebuie. Păi ori îți faci treaba în Ierusalim de procurator, așa cum scrie la carte, ori îmi creezi conflicte. Eu nu pot să raportez la Roma că am probleme din cauza neglijenței tale. Și Pilat era cumva strâns cu ușa. Dar în cinstea părută umană în care a vrut să o arate, totuși față de Iisus a avut un respect de când a citit scrisoarea acelui cârcotașa lui care era cu vegherea. Și a zis așa, uite, ar fi o variantă. Eu trebuie să vă eliberez vouă la Paști un legat, un împricinat. Eu vi l-aș da pe Iisus. Uite, Varava a omorât oameni, a făcut răscoală. Nu, pe Varava ne-l dai, pe ăsta răstignești. Și tot poporul zica, răstignește. A încercat o a treia metodă. Și a zis, domnule, la iudei era un principiu. Când cineva e nevinovat, dacă judecătorul se spală pe mâini că e nevinovat, ăia se înspăimântează și se opresc. Ce opreală? Ei aveau ținta stabilită. A cerut Pilat apă și în mijlocul lumii s-a spălat și a zis, sunt nevinovat de sângele dreptului acestuia. Ca poporul să înțeleagă că e un abuz. Deși știa că procesul a avut 100 de calomnii făcute aiurea și fără sens și fără fond. Dar atunci s-au enervat ăștia și au spus, totuși
tu nu-l iubești pe Cezarul. Ne vom plânge Cezarului. Ăsta vine și spune că e împăratul lui Israel și tu nu iei măsuri asupra lui? Și atunci, ca să nu-i se clatine tronul, vedeți ce înseamnă funcția? A spus, răstigniți-l. Pentru că tema e atât de frumoasă și cu siguranță mai este de vorbit, propun... Da, mai avem vineri, atât, 5 minute. Vorbim acum despre vineri sau vor asculta în emisiunea de joia viitoare? Cum vor spuneți? Dori ei. Putem lua și de acolo, să leagă nu? Frumos. Ca să nu da. Fie pe repede închei înainte. Închei doar spunând așa, din clipa aceea i-au pus o cruce în spate, l-au dezbrăcat de hainele lui și l-au pregătit să-l ducă spre răstihnire. Și, într-adevăr, putem încheia cu prohodul, care se cântă vinerea seara, cu punerea în mormânt, cu darea jos de pe cruce, de asta o amintim. Dacă e nevoie în tema viitoare, să ne putem lega frumos. Și, în felul acesta, s-a încheiat ceea ce se numește cel mai nedrept proces din istorie și este o cântare în triod superbă. Acum se întinge condeiul judecătorilor nedrepți care judecă pe cel fără de vină. Trebuie căutată în triodă, e foarte frumoasă, eu totdeauna pun cântările astea, parcă mai sunt pe pagină, le-am pus odată postul ăsta, le voi mai pune odată, ca oamenii să le ascultă, să le înțeleagă, le-am ales exact din Săptămâna Patimilor, pentru frumusețea și toată dulceața lor. Și este perfect, emisiunea noastră va fi joi și începem cu ziua de vineri să vorbim... Exact, ca să legăm de înviere, da, tema exact. Este superbă, da, putem vorbi mult. Sărut mâna! Cu respect și vă dorim în continuare denii frumoase. Florii frumoase, post ușor, spovedanie, împărtășanie și prezență la biserică, nu ca să se îmbogățească preotul, ci ca să vă îmbogățiți dumneavoastră sufletește. În biserică se intră fără taxă, fără bilet și fără bani. Se intră cu sufletul, cu inima și cu mintea zdrobită și smerită de dragostea lui Hristos, care este Mântuitorul lumii. Așadar, continuăm în emisiunea de joi cu ziua de vineri din Săptămâna Mare, după care vom vorbi și despre înviere. Rămâneți alături de echipa noastră în continuare și astăzi, de la ora 15 cu Valentin Huțanu, de la 16 cu Georgiana Adam. Noi ne revedem mâine. Așadar, o zi frumoasă!